Salutare, fraților, și bine ați venit la un nou episod de la mine de pe canal. Eu sunt Georgescu, iar astăzi, cum voi ați votat pe Instagram, să facem review tot la o pereche de Jordan 1. O să facem review la această pereche de Jordan 1 University Blue, care s-a lansat pe 6 martie peste tot în lume. Și primul lucru de care vreau să vă anunț la această pereche este că aceasta o să vină și în România, o să lanseze la băieții de la Sneaker Industry prin varianta de raffle in store, adică în Luterana numărul 2 și în Horea numărul 2, iar aceasta o să lanseze la 799 prețul ei de retail. Dar ca să vă puteți înscrie la raffle-urile băieților de la Sneaker Industry, o să vă trebuiască un act de identitate în original. Eu, din întâmplare, am fost de mai multe ori la magazin și am văzut discuții între băieții care lucrează acolo și anumiți clienți care vin să se înscrie pentru raffle. Unii vin și zic că ei n-au buletinul la ei. Cel mai bine, luați-vă buletinul sau pașaportul sau permisul de conducere după voi ca să vă puteți înscrie pe această pereche. Cred că o să fie o zăpăceală mai mare decât pe perechea de mocauri, așa că luați-vă actul de identitate și mergeți să vă înscrieți pe Luterana numărul 2 sau pe Horea 2, depinde unde stați, Cluj sau București sau la Ploiești, puteți veni aici. Dar haideți să trecem la perechea de astăzi. Cum v-am zis, ea s-a lansat pe 6 martie 2021. Acum este mai mult o reinterpretare a perechii de Jordan 1 UNC, care este un alt colorway față de acesta, care s-a lansat în octombrie 2015. Cum putem observa, avem cutia simplă de la Nike, cutia cea cu negru de care v-am zis. Tot nu mi-ați elucidat misterul cu cutia roșie, dar poate până la urmă o să-i găsim răspuns și la acela. Tagul este cel nou, cel pe care îl găsim, cum v-am mai anunțat, de pe perechea de obsidianuri încoace. N-avem acel tag pătrățos, fie 10 ca de obicei. Normal, foaia simplă, mamă, dar efectiv, nu știu câți dintre voi știți, dar știți mirosul ăla de Jordan 1? Deci efectiv, în momentul în care am deschis cutia asta, mi-a ieșit tot mirosul ăla de Jordan 1 din ea, doamne. Deci miroase absolut demențial. Wow. Haideți, scoatem perechea. Așa, și acum că am scos perechea, cum v-am obișnuit, o să dăm cu birolurile ca să vedeți efectiv perechea din toate unghiurile și vreau să-mi ziceți părerea voastră în secțiunea de comentarii după ce ați văzut birolurile. Așa că hai cu birolurile. Ok, și acum că ați văzut birolurile, o să vorbim despre pereche. Vreau să încep cu aparul normal și vreau să vă zic că avem un color blocking de Jordan 1 Chicago. Ăsta este primul motiv pentru care prețul la această pereche o să crească foarte, foarte mult în perioada cea mai apropiată. La fel ca pe perechea de RSBB, unde avem la fel același color blocking ca la Chicago-uri. Această pereche e plină de plusuri din punctul meu de vedere. Avem și un minus, să-i zic așa, dar o să-l vedem imediat. Haideți să începem cu aparul, unde avem acest nubuc
albastru, care este în culoarea de University Blue, nu în culoarea de UNC. Este complet alt colorway cel de University Blue față de cel de UNC. Iar pielea aceasta albă, care se duce spre un tumbled red, o piele din aceea tăbăcită, este de o calitate pe care eu n-am mai văzut-o în ultima perioadă pe vreo pereche de Jordan 1. Deci mi se pare că se apropie foarte mult de perechea de Reverse SBB și de perechea de Bred. Și așa, ca un minus, cum v-am zis, pe partea asta de upper avem acest nubuc care o să se murdărească destul de rău, nubucul ăsta care o să fie și greu de întreținut, e același ca pe perechea de Jordan 1 Mocha. La spate aici avem tot la fel o piele tumbled neagră și sușul este la fel dintr-o piele tumbled neagră. Așa, ca un alt minus, mi se par și returile. Mă așteptam să vină și cu o variantă de șireturi albe, nu doar cu șireturi negre. Mi s-ar fi părut că s-ar fi văzut bine și cu acele șireturi albe. Limba este toată din materiale albe, pe interior avem acel material de mesh normal, n-avem satinul care este pe perechea de silver tău. Semnul de la Nike este în aceeași culoare cu perechea, iar partea din spate la fel, cu această parte de background neagră. Partea de upper cam asta e, nu e un upper foarte complicat, e un upper de Jordan 1 destul de simplu, într-o culoare care cu niște materiale foarte calitative. Ce mai putem observa la partea de upper este această parte de aici, de care am vorbit în ultima perioadă destul de mult și vreau să vorbim de fiecare dată, pentru că Nike uneori excelează la calitatea părții acestea de la toe box, dar uneori lasă foarte mult de dorit. Perechea asta, chiar dacă îi se vede acel strat de nubuc, este atât de bine făcută pe partea de cusături, încât nu pot să zic că mă deranjează și pielea este un pic mai groasă pe toe box. Nu e acea piele foarte, foarte subțire cartonată, este o piele foarte moale, ceea ce mie unul îmi place extrem de mult. Cum am mai zis, upper o să fie un pic mai greu de întreținut pentru că, da, avem nubuc foarte mult care se spală destul de greu și este și o culoare deschisă, nu e un nubuc maro cum e pe perechea de mocauri. Perechea asta e mai mult așa, dacă n-ai prins perechea în 2015, o iei acum, dar și aceasta o să bubuie în preț. Haideți să trecem la interiorul perechii, unde avem această parte din spate de aici, de la călcâi, dintr-un satin destul de moale, nu știu dacă neapărat un satin, nu e fix textura aceea de satin, dar este același material cum este și pe perechea de UNC, un material foarte moale, nu e acel material rugos care se rupe foarte repede, nu știu câți dintre voi știți, dar pe perechile de Jordan 1 mai vechi se rupea materialul ăsta de la călcâi cumplit. Eu am perechea de Bred Toe-uri și efectiv la spate are o gaură în materialul ăsta, absolut o gaură de la cât am purtat. În interior aici, nu știu dacă puteți observa voi foarte bine, dar aici în interior avem sigla de la Nike care este în aceeași culoare cu perechea și vreau să trecem acum la midsole. Midsole-ul este unul alb, cum era de așteptat. Nu mă așteptam la nicio altă culoare de midsole. Într-adevăr, cum am mai zis, îmi place mai mult acel sail pe perechile de Jordan 1, dar pe această pereche totul vine absolut cum trebuie, cusături, colorway, piele, materiale. Totul este on point 100%. Nu mă așteptam să iasă așa de bine perechea asta, dar este de nota 10. Mai avem talpa, care este în aceeași culoare cu perechea University Blue. Și cam asta e cu această pereche. Nu am ce să vă vorbesc foarte mult despre ea. Ați văzut-o foarte bine în biroluri. Ce pot eu să vă zic este că în momentul de față are un resell undeva de pe la vreo 300 de euro până pe la vreo 500 de euro, diferențe de măsuri. Ea s-a mai lansat și în varianta GS, TD și PS și toate dintre ele în de față au resell. Este o pereche tare. Eu în momentul de față ce aș face cu perechea asta mă mănâncă mâna foarte tare să o port. Dar în același timp mă gândesc că este o investiție destul de bună pentru un reseller care a prins perechile astea retail să o țină cel puțin un an de acum încolo, pentru că e posibil ca prețul ei să se dubleze. Pentru că materialele sunt foarte greu de întreținut, foarte mulți oameni o să le poarte și când materialele sunt greu de întreținut, perechea o să crească în preț, pentru că mulți le poartă. În momentul în care au purtat materialele se fac nașpa, oamenii nu vor să mai cumpere perechi. În fine, părerea mea e că ar trebui ținută, n-ar trebui vândută în momentul de față. Cine o vinde acum cu 20 de milioane, e posibil să regrete și peste 2 luni că a vândut acum cu 20 de milioane. Cine și-o dorește, o poate găsi peste tot, inclusiv pe StockX, dar nu uitați raffle la Sneaker Industry în săptămânile care urmează. Nu știu exact data, dar sigur o să înceapă raffle-ul de miercuri și o să termine vineri. Și da, fraților, cam asta e ce am avut eu să vă zic despre această pereche de University Blue. N-avem foarte multe detalii diferite față de o pereche de Jordan 1, dar asta a fost părerea mea despre ea. Și da, cred că cam asta e, fraților, cu acest clip de astăzi. Nu uitați de like, share, com, subscribe, toate alea rele. Nu uitați să vă abonați și vineri, vă zic de pe acum, mare clip cu Kid, așa că așteptați să vedeți ce o să iasă. Și da, eu am fost Georgescu și noi ne vedem vineri, fraților. Vă pup! Pa! Iii!